La mulți ani tuturor celor cărora inima le bate în rit silvan. Suntem la cea de-a 8-a ediție a zilelor Școlii Silvania și pentru că este un eveniment care ne este foarte drag, am încercat să-l transformăm într-o tradiție. În acest an, sărbătoarea noastră se derulează sub genericul Silvania, drum către viitor și întotdeauna ne-am străduit să avem o identitate aparte în peisajul școlilor sălăjene. Și dacă tot am vorbit de cifre, v-aș enumera câteva evenimente care ne fac pe noi special în acest context educațional. Ce facem noi diferit, ce alții nu fac, ar fi așa. Târgul de Paști, cu care noi ne mândrim foarte tare, în acest an s-a adunat în scop caritabil peste 140 de milioane. 140 de milioane peste. Suntem deja la 8-a ediție a concursului interjudețean de matematică Teodor Topan, unde, cu sprijinul primăriei, adunăm în fiecare an peste 250 de copii din țară și străinătate. Ce facem noi diferit și alții nu fac? Deja 2 ani la rând am avut întâlniri de proiect în care am fost gazde pentru profesori, pentru zeci de profesori și elevi din alte țări. În acest an am organizat inclusiv Olimpiada Județeană de Religie, care de asemenea a adunat peste 250 de elevi din întreg județ. De fiecare dată m-am bucurat că domnul primar a răspuns prezent invitației noastre. De fiecare dată. Suntem dintre cei norocoși, dintre școlile norocoase, care se bucură de o bună colaborare cu primăria și cu Consiliul Local, așa cum toate școlile din orașul nostru pot afirma și susține. Îl rog pe domnul primar să ne ureze la mulți ani. Onorată asistentă, vin cu mare emoție de fiecare dată în această sală, pentru că este sala cu care am făcut eu cunoștință când am venit în Șindeaua Silvaniei și în fiecare an îmi propun să mă gândesc la acel an, dar având în vedere că au trecut atâția ani de atunci, vă spun că a fost la un moment dat. Sigur că în toți acești ani, școala aceasta a dat orașului Șimleu foarte mulți oameni de valoare, orașului Șimleu, născându-se oamenii aici. Evident că mulți dintre ei își desfășoară activitatea atât în țară cât și peste hotare. Și de fiecare dată când vin la această întâlnire, mă bucur să-mi văd foștii profesori, să văd profesorii actuali care duc, spun eu, cu onoare numele acestei școli în județul nostru și în România. Am și emoții pentru că așteaptă o oră în care trebuie să predau. Și pentru noi, cei care nu facem acest lucru, este puțin mai dificil. Eu vreau să vă doresc, în primul rând, în continuare, mult succes pentru tot ceea ce faceți. Sunt foarte multe activități care se desfășoară, activități care, sigur, fac mândrie școlii și, în același timp, orașului nostru. Și să vă doresc, ca și în anul care vine, rezultatele pe care le obține Școala Silvania prin elevi, în special, să fie cel puțin la fel de bune, dacă nu și mai bune. Și mă bucur, în același timp, că văd în această sală reprezentanți din oraș, din cadrul tuturor instituțiilor. Vă salut cu respect și sunt convins că ceea ce spun eu acum despre această școală ați spune și dumneavoastră. Evident că nu o să vorbesc de finanțarea per capita, care este o prostie, pentru că dacă aceasta s-ar aplica, niciuna dintre școlile de la, din comunele din România n-ar funcționa și în Șimleu Silvania ar funcționa doar un singur colegiu. Cred că ceea ce luați dumneavoastră, mă rog, suplimentele financiare care constau în indemnizații de, cum se numesc, de gradații de merit, așa, sunt absolut normale și oricum salariul la care ajungeți este unul mic, nu este unul mare și cu aceste gradații. Dar, mă rog, deocamdată este sistemul în care trăim și
nădăjduim că poate la un moment dat lucrurile se vor schimba în bine. Cât privește colaborarea cu Consiliul Local, sigur că doamna directoare colaborează foarte bine, că este în Consiliul Local. Vă mulțumesc încă o dată, vă spun un sincer la mulți ani tuturor profesorilor, tuturor celor care aveți ceva în suflet pentru Școala Silvania și nu în ultimul rând, mult succes elevilor, să reușiți să le dați din lumina pe care o ardeți pentru ei și rezultatele care se vor obține să fie unele foarte, foarte bune. Mulțumesc! Salut prezența tuturor invitațiilor noastre de astăzi. Mă bucur că comunitatea locală este alături de noi, prin reprezentanți, sunteți un fel de exponenți ai comunității locale și ca un punct în program activității noastre de astăzi, n-a fost enumerat de către colega mea, Simona, pentru că strigăm catalogul un an de zile, mai mulți ani de zile, îmi voi permite să scriu un catalog doar cu început și sfârșit. Pentru că de fiecare dată este foarte greu ca să spui două vorbe din partea celor care trudesc în fiecare moment în această școală, m-am gândit la cel mai tânăr și seniorul școlii să ne spună cum vede prin ochii celui mai tânăr coleg al școlii această școală, această instituție, de asemenea, prin ochii seniorului, care are sau lasă în urmă mulți ani de activitate, așa cum se spune, topindu-se pe altarul educației. Îmi exprim bucuria că am șansa de a porni în progresul meu profesional, ca învățător, ca profesor, o pistă de lansare foarte bine șlefuită, foarte bine conturată, care îmi dă avânt, îmi dă aer. Le mulțumesc tuturor, îmi pare bine, sunt fericit, să zic așa, că sunt în această școală și în cele din urmă, sau nu în cele din urmă, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a rânduit să fiu aici în școala dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor! Aș mai vrea să spun că pentru mine sunteți părinte, mamă, frate și soră. Sigur, stimați colegi și invitați, după 40 de ani de activitate la clasă, fără multe schimbări de decor. N-am schimbat de multe ori decorul, deci am început activitatea didactică în urmă cu 40 de ani într-un sat din apropiere la Iași. De 27 de ani funcționez aici. O să vă spun că este un privilegiu deosebit pentru mine de a fi făcut parte dintr-un colectiv de cadre atât de devotat profesiei de dascăl și sunt mândru de faptul că am făcut parte din această colectivitate de oameni. Atmosfera sănătoasă de muncă în această școală a făcut ca în ultimii ani mai ales să avem lucrurile deosebite pe toate planurile, atât pe plan educațional cât și pe plan științific. Rezultate deosebite la concursuri le-au amintit aici. Stimați colegi, după atâția ani, am emoții acum, mă să mă copreșesc efectiv. Vă doresc și dumneavoastră să ajungeți răzbiți prin toate provocările care le stau în față și doresc să aveți succese deosebite în activitatea dumneavoastră viitoare. La mulți ani, Silvania! La mulți ani! Iar pentru că doamna Maria Crișan nu este de față, o să ne gândim până la sfârșit pe cine să chemăm. Dar, în același timp, pentru că ilustrul nostru coleg Mascan Mani, profesorul Mascan, este aici, aș vrea să-i fac un laudațiu. Se aduc un laudațiu celui care a fost mulți ani de zile director. Nu a fost numai în această școală director, a fost director și la școala Iaz, așa l-am cunoscut eu pe dascălul Mascan Ioan. E adevărat că era la practică, pentru că așa erau vremurile atunci, culegeau anumite fructe, legume pe câmp. Era îndrăgit, să știți, și acolo unde a lucrat, și așa cum tânărul nostru coleg a spus, este un om de cuvânt. Acolo unde a lucrat a fost respectat de cei din jurul lui. Deși, în timp, părul
și a schimbat culoarea. Dânsul a păstrat așa. Este semnul maturității. Dar și astăzi este înconjurat de elevi. În curtea școlii când a apărut, în jurul său sunt copiii mea, copiii mei, de ce nu copiii cărora le-a predat, se întorc cu drag să-i mulțumească, deși sunt astăzi oameni cu familie. Și ce este mai ilustrativ, ce este mai exponențial, să spun, decât atunci când cei cărora ai picurat, le-ai dat sentimentele că sunt curajoși, că sunt buni, că sunt foarte buni și au ajuns ceea ce și-au dorit, se reîntorc și spun mulțumesc, domnule profesor. În numele acestor elevi pe care i-ați educat, în numele colegilor mei care sunt astăzi în școală și cu siguranță și a celor care au plecat din școală, vă spunem un mulțumim, domnule profesor, și vă dorim să vă bucurați mulți ani, așa cum am spus, să vă faceți planuri, pentru că noi am muncit planificat, planuri în care să vă simțiți bine, iar în numele școlii, permiteți-mi să vă ofer diploma de onoare și o medalie, pentru că ați dat la să-l medaliem. N-a fost niciodată medaliat, eu sunt recunoscător. Alături de recunoștința noastră. Mulți ani cu sănătate! Acum, îți revine sarcina de a înmâna această diplomă și medalia din partea noastră și a colectivului și florile doamnei învățătoare Crișan Marița. Deci este adevărat că ne-a lăsat.